Bună dimineața, Transilvania! O nouă emisiune în care vă propunem subiecte interesante. Vom începe cu noutățile de la Centrul Rațiu pentru Democrație. Povestim apoi de un concert extraordinar Bocelli. Apoi vom avea o bătălie foarte interesantă, Sumo între roboți. De asemenea, a început aseară Transilvania Rally și vom încheia cu noutățile de la Jazz in the Park. Dar îi spun bun venit în emisiunea noastră, Mihaela Bidilică, PR la Centrul Rațiu pentru Democrație. Bine ați venit la noi. O grămadă de evenimente în perioada următoare. Aveți premiu pentru jurnalism de investigație, pentru excelență. Va veni prietenul meu, Ovidiu Vanghelia. Anul trecut a fost Emilia Șercan. Am mai primit și Tolontan acest premiu. Răsplătiți, ia ca investigațiile, un domeniu al jurnalismului care se face cu greutate, se face destul de puțin, nu cât ar trebui, dar când se face, cel mai adesea sunt lupi singuratici, dar când o fac bine și o fac cu impact. Și cred că se uită la ei ca la niște surse foarte credibile de informare. Chiar în anul în care cred că s-a lansat premiul Ion Rațiu pentru jurnalism, se făcuse ceva studiu sau cercetare care părea să indice că jurnalismul de investigație a murit. Cred că după momentul ăsta a avut așa o revenire spectaculoasă în presa românească, nu atât în cotidianele mainstream, ci pur și simplu ca magnitudine a investigațiilor. Cred că și clasa politică a fost foarte ofertantă pentru subiecte pentru jurnaliștii de investigație. Adică, uitându-mă la nominalizările din acest an, au fost foarte multe legate de generalul Oprea, au fost foarte multe legate în general de felul în care s-au cheltuit banii, de tot felul de intenții de a, mă rog, trece ordonanțe de urgență sau știu și așa, noaptea ca hoții, ca să folosesc. Exact. Da, deci subiectele au fost foarte ofertante. Ovidiu Vanghelia a fost nominalizat de 3 ori între nominalizatori. Nominalizările nu sunt deschise în cadrul premiului pentru jurnalism. Invităm să nominalizeze Active Watch România, Centrul pentru Jurnalism Independent și Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, laureații anteriori ai premiului, deci domnul Cătălin Tolontan și doamna Emilia Șercan și reprezentanți sau ai departamentelor de jurnalism sau ai facultăților de jurnalistică din țară. Domnul Ovidiu Vanghelia a fost nominalizat de 3 ori. Nu e singurul care a fost nominalizat de mai multe ori, dar a fost alegerea juriului format din Consiliul Director al CRD și este laureatul nostru. Trei ori a fost cu noroc. Da. Emilia Șercan a fost în studioul nostru și la fel va fi și cu Ovidiu, așa că o să avem ocazia să povestim mai multe cu el. Proiecte ne propuneți în această perioadă? Pentru noi, toate acestea fac parte dintr-un eveniment anual major, Rațiu Friends and Family Weekend. Este un eveniment programat, ca să zic așa, la începutul lunii iunie, pentru a fi în apropierea zilei de naștere a lui Ion Rațiu. Și este un eveniment care adună la Turda, în genere, la casa vechea familiei, reprezentanții ai ambasadelor, ai centrelor culturale sau institutelor culturale, ai mediului non-profit sau corporativ, precum și membrii ai familiei, care sunt cu toții prietenii noștri sau partenerii noștri în diferite proiecte. Anul acesta e un an aniversar. Marcăm 100 de ani de la nașterea lui Ion Rațiu, de aceea și evenimentul se cheamă #Rațiu100 Friends and Family Weekend și toate acestea fac parte din eveniment. Ca atare avem două discuții, dezbateri, un keynote al domnului Jonathan Ale de la Royal United School din Londra. Avem de asemenea un panel al laureaților Ion Rațiu pentru Democrație și vor participa Leonora Cercavski din Moldova, Oleg Kozlovski din Rusia și Mustafa Naim din Ucraina. Avem decernarea premiului Ion Rațiu pentru jurnalism și avem de asemenea lansarea premiului Elizabeth Pilkington Rațiu pentru sănătate mentală. Domnul profesor Mircea Micla deschide seria de laureați ai premiului și suntem onorați că a acceptat premiul juriului nostru. În cazul acestui premiu, nominalizările sunt deschise, deci s-au putut face nominalizări practic de toată lumea. Urmând criteriile foarte stricte ale impuse de juriu, căutăm practic lideri inovativi sau specialiști inovativi în domeniul cercetării, educației, serviciilor sau politicilor publice. Deci era cumva foarte specifică solicitarea noastră de a propune persoane cu merite deosebite în aceste domenii, pentru că dorim ca acest premiu să fie pe de o parte un catalizator pentru proiecte similare în România și pe de altă parte să
diminueze, să contribuie la diminuarea stigmatului asociat maladiilor mentale în România. Acum, de asemenea, a fost o grămadă de investigații despre felul în care se întâmplă lucrurile în domeniul sănătății mentale în România și de altfel și în Europa de Est. S-au descoperit foarte multe abuzuri în ceea ce privește încălcarea drepturilor persoanelor aflate în azile sau centre comunitare sau psihiatrice și atunci cred că este cu atât mai nimerit ca noi să încercăm să susținem munca laborioasă și inovativă a celor care vor să schimbe ceva în acest domeniu. Și atunci cred că domnul Mircea Miclă e cumva exponențial pentru atât ca personalitate publică și ca abilitate de a se exprima în fața publicului larg, dar și ca membru marcant al comunității științifice. Deci cumva cred că e un extraordinar început al acestui premiu. Chiar aseară ne-am întâlnit cu domnul la o lansare de carte a lui Dragoș Bucurenci, Curajul de a fi văzuți. Uite că va fi văzut cu curaj la dumneavoastră. Ce alte proiecte ne prezentați în acest moment? Avem o lansare de carte a volumului întâi al notelor zilnice al lui Ion Rațiu. Ion Rațiu a fost un meticulos analizator al vremii sale și de asemenea a lăsat o prodigioasă operă de jurnal. Au fost editate anterior cu grija familiei volumele, 7 volume foarte groase și consistente cu jurnalele lui Ion Rațiu în perioada, jurnalului lui Ion Rațiu în perioada 1989-99, deci practic a surprins mandatul lui de, sau anii lui de întors în România și până la zilele, ultimele sale zile. Editează acum Stejărel Olaru la grupul editorial Corint, primul volum al acestor memorii, 1940-1954, care cred că este extraordinar, fiindcă arată și un Ion Rațiu în primii ani a exilului. Și, cred că e o informație extraordinară pentru istoricii, în mod special, dar și cred că și pentru publicul larg, care îl poate descoperi mai tânăr. Propunem de asemenea un concert pe care l-am dorit foarte tare pentru comunitatea locală, un recital, de fapt, al lui domnului Alexandru Tomescu. Este și modul nostru de a contribui la renovarea, sau în propriu spus, a contribui la renovarea casei de la casei lui George Enescu, pentru că toți banii colectați din urma biletelor vor fi direcționați către acest proiect, care este unul de suflet pentru domnul Tomescu. Știu că și temele actuale se vor afla pe interesul Centrului Rațiu pentru Democrație. Mă gândesc la proteste. Da, laureații premiului Ion Rațiu pentru Democrație sunt cu toții excepționale, a spune, pentru că fac lucruri de mai întâlnite în țările sau în care se află. Suntem onorați să primim 3 dintre aceștia. Eleonora Cercavski este cea care s-a luptat pentru dreptul elevilor de a studia în limba maternă în Tiraspol. Oleg Kozlovski este organizatorul extraordinar de multe proteste pașnice în Rusia, Belarus, a fost declarat în 2008 de Amnesty International un prizonier al conștiinței. Mustafa Naem este pentru prima dată în România, este laureatul din 2014 al Premiului Ion Rațiu pentru Democrație și este creditat ca fiind una dintre vocile care a pornit Maidanul. Colega mea, Mădălina Mocan, va modera această discuție și se va învârti în jurul care vizează ascensiunea populismului în Europa de Est și care va porni de la discutarea de 3 concepte, propagandă, protest și populism. Sunt foarte curioasă să văd nu numai prestația, nu numai aportul jurnaliștilor sau invitați și de asemenea al laureaților invitați și de asemenea și al publicului, pentru că la Cluj a fost așa o prezență masivă la proteste, că eu cred că orașul, sau ne sper, orașul a internalizat toată această experiență a protestelor și atunci cred că poate contribui, invitați sau participanții pot contribui activ la discuție, ceea ce ne și dorim, evident. Aduceți oameni extraordinari și mi se pare foarte interesant ce propuneți dumneavoastră. Cum vedeți misiunea pe termen lung a Centrului Rațiu pentru Democrație? Centrul Ion Rațiu pentru Democrație are mai multe coordonate în acest moment de activitate. Pe de o parte, promovează, bineînțeles, moștenirea sau promovează, contribuie la continuarea moștenirii lui Ion Rațiu pe de o parte și al lui Elizabeth Pilkington Rațiu pe de o parte.
Pe de cealaltă parte, cred că merita foarte tare spus și iertați-mă, dar revin în ceea ce privește premiul Elizabeth Spilk Internațional pentru Sănătate Mentală. Onorează activitatea și dedicația de o viață a lui Elizabeth Spilk pentru cauza sănătății mentale. Ea a activat la organizația Mind pe zona Kensington și Chelsea, fiind acolo unul dintre pionierii care au pus bazele centrelor comunitare în Anglia, ceea ce nu-i puțin lucru. Sigur că peisajul sau scena sănătății mentale s-a dezvoltat dramatic de atunci și în bine sau în fiind tot mai permisivă și mai deschisă către persoanele cu probleme mentale, dar momentul acela de început a fost unul care a schimbat semnificativ ce s-a întâmplat după. Deci faptul că s-au putut pune bazele, s-au închis spitalele și s-au pus bazele centrelor comunitare, a fost cu adevărat o schimbare de paradigmă în acest domeniu. Deci asta face centru, promovează și susține moștenirea pe care ei ne-au lăsat-o. Pe de altă parte, continuă să susțină activiștii pentru democrație, jurnaliștii de investigație și liderii în sănătatea mentală prin premiile pe care le oferă. Premiul Ion Rațiu pentru democrație se oferă la Washington, premiile celelalte se oferă aici în cadrul evenimentului Rațiu Friends and Family Weekend. În fiecare an ne dorim să facem acest lucru și susține de asemenea proiectele la firul ierbii pentru tineri. Asta este un proiect pe care îl facem în special pentru comunitatea locală și pentru zona Transilvaniei mai largi, pentru că ne dorim să susținem o cultură civică așa, de început. Și atunci sperăm să continuăm toate acestea și să tot crească. De altfel, fundația este în proces, este un proces îndelungat pentru că o clădire mare de a transforma sediul fostei berării Turda, care e un sediu iconic pentru oraș, într-un centru comunitar care și un spațiu cultural care să funcționeze în primul rând ca un catalizator pentru comunitatea locală, dar de asemenea să aducă în comunitatea locală reprezentanții ai culturii sau ai altelor din România sau din alte părți, precum și voluntari internaționali care să descopere zona, dar să și contribuie activ cu tinerii de acolo la proiecte care să producă schimbare. Vă felicit pentru tot ce faceți și TVR Cluj va fi alături de dumneavoastră la aceste evenimente. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Mulțumesc și eu pentru invitație și te aștept să vă vedem la eveniment. O să fim acolo. Noi mergem mai departe și povestim despre concertul Bocelli. Alături de noi a venit Anca Dinu, PR-ul acestui concert, un concert extraordinar cu invitați de marcă. Ce se va întâmpla la Cluj? Se va întâmpla o minunăție. Ce să se întâmple? Bună dimineața! Se va întâmpla că Bocelli va veni în premieră la Cluj, a doua oară în România, mai fost în 2013. El și-a dorit foarte mult să vină doar la Cluj. Când au început discuțiile cu organizatorii, au optat pentru Cluj. Organizatorii cumva i-au propus și a doua locație, Bucureștiul, pentru a avea parte și capitala de acest concert, însă prima lui preferință a fost pentru Cluj, pentru că aici a găsit publicul, să zic, pe targetul lui și locul unde se cântă, pe Cluj Arena. Bine, era varianta și de sala polivalentă, dar în perioada aceasta, sau mă rog, până în toamnă, mai puțin cu polivalenta, mai ușor pe scări cu pianul. Bună alegere, vine la Cluj și nu vine singur. Nu vine, e însoțit de foarte mulți artiști și aici o să-ți citesc ca să nu greșesc ceva, pentru că sunt extraordinari. Este vorba despre Elisa Balbo, este soprană și a cântat pe marile scene ale lumii. Este vorba despre Andrea Griminelli, flautist, este cred că cel mai în vogă flautist în acest moment în întreaga lume. Ilaria de la Bidia, la fel o artistă destul de cunoscută în Europa și în Italia și eu sper că și în România pentru cunoscători. Elizabeth Sombart este de asemenea o artistă extrem de cunoscută, pianistă, și în acest moment este
posesoar, să zic așa, al unui titlu de cavaler de onoare, acordat de cei din Strasbourg, acolo unde ea trăiește, deși este de origine franceză. Ar mai fi cu siguranță foarte important de menționat cei 70 de instrumentiști și 60 de coriști de la Opera Națională din Cluj, și o surpriză despre care nu pot să vă spun foarte multe, însă va fi cu adevărat ceva extraordinar, în special pentru clujeni. Nu l-au mai auzit niciodată pe scenă pe artistul cu care va intra într-un duet Andreea Bocelli la Cluj. Este un artist român, emoție maximă și senzații extraordinare pe scenă vor fi. Ce vom auzi și cum va arăta show-ul? Pentru că nu este numai muzică, este un spectacol total la Andreea Bocelli. Da, Bocelli ține foarte, foarte mult la tot ce înseamnă calitatea actului artistic, al calității sunetului. Vine cu microfoane unice în lume, are un set de 3 sau 4 microfoane unice în lume, special pentru el făcute, reglate și așa mai departe, pentru că își dorește ca și cei din ultimul rând să de la fel de bine ca aceia din primul rând. Muzica lui este pentru toată lumea. Vom avea de asemenea o scenă și o echipă tehnică extrem de numeroasă, undeva pe la 200 de persoane. Vin cu 5 zile înainte de concert, încep să monteze scena, iar totul pe poziție, așa cum trebuie să fie la momentul spectacolului, va fi gata cu 3 zile înainte, pentru că așa este cerința artistului. Deci va fi o mobilizare foarte mare de forță, 20 de tiruri de echipamente. La el, partea clasică, să zic, de operă și cântecele lui clasice trebuie musa îmbinate cu tehnică de ultimă generație. Ce nu are într-un an, achiziționează pentru anul următor tot ce a apărut nou în zona de tehnologie și, nu știu, jocuri de lumini. Va fi ceva incredibil. Pe lângă că sună foarte bine tehnic și este la curent cu toate inovațiile din domeniu, transmite și multă emoție. Da, el întotdeauna a transmis emoție și prin felul de a fi. Este un om despre care nu ai aflat foarte multe de-a lungul timpului, bârfe, scandaluri. El trăiește o viață liniștită, aș putea spune chiar izolată, în Toscana, acolo unde s-a născut, a crescut, s-a căsătorit, n-a plecat niciodată de acolo, trăiește cu familia, cu foarte multe animale, într-o zonă de-asta pitorească. O să avem un material pe care l-am filmat la el acolo, în care și-a povestit copilăria și viața, și am filmat toate zonele din Toscana unde îi place să stea. Va fi difuzat pe o televiziune comercială săptămâna viitoare, 8, 9, 10 mai. Se întreabă un coleg în cască de ce ai plecat din Toscana. Da, da, corect. Păi din când în când să concertezi în aceste frumoase locuri ale lumii. Cum a răspuns publicul clujan și de ce ar trebui să nu rateze acest concert? Publicul clujan a fost extrem de responsiv, a răspuns rapid. Când am pus biletele în vânzare, s-au vândut, cred că, 1000 în prima zi. Acum suntem la 8000 de bilete vândute. Ca și comparație, în București s-au vândut doar 5000 până în acest moment și se face în Piața Constituției cu 3 zile mai devreme. Însă am înțeles că la noi vin din toate părțile și din afara țării, pentru că poate e mai aproape, nu știu, poate e cumva mai comod. Publicul clujan l-a așteptat de foarte mult timp pe Bocelli și organizatorii au avut cereri din partea publicului, practic. Știi cum e, atunci când organizezi un eveniment, te interesează, are sau nu are succes. Ei bine, pentru Bocelli estimările erau de 20.000 de bilete. În varianta Cluj Arena vom avea 14.000 de locuri pentru a putea toată lumea să se bucure de acel sunet extraordinar pe care și îl dorește Bocelli. Sunt sigur că nu doar clujenii, pentru că la concertele mari vin inclusiv din străinătate și la Cluj. Au început deja să se facă rezervări, am vorbit cu hotelieri, bine, noi am vorbit, având în vedere și echipa tehnică extrem de numeroasă pe care trebuie să o cazăm. Nu ne așteptam să vină chiar atât de repede, să dorească să înceapă montat și tot scena atât de repede, însă acum am făcut rezervări, e tot o regulă, dar când am vorbit cu hotelierii, ne spuneau, dar perioada e cam aglomerată, știți, e un concert mare. Da, da, știm.
îți mulțumesc foarte mult pentru toată această informație și pe dumneavoastră vă invit să mergeți la Bocelli pentru că nu veți regreta. Noi mergem mai departe și povestim despre Battle Lab Robotica. Ați văzut că o mică parte din ceea ce puteți vedea la Battle Lab Robotica. Le spun bun venit în emisiune Maria Popescu, coordonator Battle Lab. Bine ați venit la emisiunea noastră. Și Claudiu Guja este un concurent. Da. A șaptea ediție Battle Lab. Cum de v-ați gândit să-i puneți să facă sumo? Am mai văzut și alte concursuri de roboți unde li se dădeau să facă tot felul de lucruri mai folositoare sau mai puțin folositoare. Înțeleg că este o exprimare a ceea ce au învățat studenții în timpul facultății și se întâmplă în practică, pentru că acolo se vede cel mai bine ce au acumulat. Da, așa este. Asta ar fi una dintre explicații. Acest proiect a fost pornit de profesorul nostru coordonator de la Facultatea de Inginerie Electrică. Este vorba despre domnul Septimiu Crișan și, practic, din dorința sa și din pasiunea sa a pornit acest concept acum 7 ani, în anul 2011. Este un concurs în care studenții își fac robotul de la început. Avem aici un concurent. Cum ai lucrat tu? Avem și monstrulețul de față. Azi. Munca la acest robot a început acum 2 ani, acesta va fi a treia lui participare. Deci e călit în luptă, cum ar veni. Da, este unul dintre veterani. Are și un nume, am văzut că sunt nume. Da, numele lui este Chrome Valkyrie. Am văzut și o pufoșenie. A fost într-adevăr. Acum 3 ani cred că a luat locul 3 și acum 2 ani a luat locul 4. Nu pot un robot vii, foarte puternic. Nu pot să vii cu nume așa suav pentru o bătălie. Numele merg de la foarte multe, de genul Wolf, Rugina, Bro. Deci aici mai degrabă ține de personalitatea inginerilor. Se vede pe el că a dus bătălii multe, pentru că a suferit și răni în luptă. Cât timp ia să construiești un asemenea robot? Ce tehnologie presupune? Cu ce lucrați? Noi ne-am apucat cam prin luna octombrie să ne apucăm de design, în primul rând. Am lucrat sau cu Inventor sau cu AutoCAD, unul din programele de construit imagini 3D. După aceea a venit timpul să contactăm firmele pentru sponsorizări, deoarece, din păcate, nu este ieftin să construim un astfel de robot. Apoi am contactat o firmă ce ne-a ajutat cu prelucrarea materialelor ca să construim cadrul, cumpărat motoare, baterie electronică și după ce am asamblat toate cele, a venit timpul cele mai costisitoare etape, programarea. Cât durează? Depinde. Programarea s-ar putea face și, să zic așa, în 2 nopți nedormite, nimic.
dar în general ar dura cam măcar o lună ca să ne asigurăm că într-adevăr face ceea ce vrem noi. Cum stabiliți criteriile? Ce trebuie să aibă roboții în plus, în minus, cât de mari să fie, cât de puternici, ca să fie o luptă totuși egală, să pornească cu șanse? Da, sunt anumite criterii de selecție tehnice, de exemplu dimensiunea, roboții trebuie să aibă 20 pe 20 de centimetri și înălțime poate să fie oricât, din câte știu eu, oricât de înalți. Și în principiu, participanții se înscriu pe site-ul nostru, nu există alte criterii importante, atâta timp cât roboții funcționează este bine și au ocazia să facă teste la noi, la facultate, să se asigure că toate procedurile merg așa cum trebuie, iar noi le stăm la dispoziție dacă au nevoie de suport tehnic sau orice altceva. Este o muncă de echipă? Se lucrează individual? Cum se întâmplă lucrurile? Da, în principiu noi suntem o organizație de studenți care facem acest concurs să funcționeze. Este vorba despre BES Cluj-Napoca și în componența echipei avem vreo 7 persoane care se ocupă de evenimentul acesta. Cam din luna noiembrie am început să lucrăm la el, deci este foarte mult de muncă. Regulile par simple. Trebuie să-l scoată pe celălalt robot din ring. Ce trebuie să-i faci unui asemenea aparat ca să lupte cum trebuie? În primul rând, ei sunt autonom, deci odată ce îi punem pe ring și apăsăm butonul de start, nu mai avem voie să atingem, tot ce se întâmplă este programat. Ei au niște senzori în față, cu infraroșu, cu care vor detecta celălalt robot și mai au și niște senzori de dedesubt ce simt culoare diferit, dau o tensiune diferită dacă au dedesubt alb sau negru. Așa știu când dau de marginea ringului să nu iasă afară singuri. Altfel, cam pe aceasta se bazează totul. Senzorii de oponent, senzorii infraroșu, să detectăm celălalt robot și să reușim să-l împingem afară. Uneori mai frumos, uneori prin aer. Își revin după o luptă grea. Da. Nu au fost au fost puține cazuri, de fapt, în care chiar să nu se mai poate repara robotul și de obicei aceasta se întâmpla deoarece avea loc un scurt circuit. Nu pot lupta mișelește. Nu, regulile spun că avem voie doar să ne împingem, nu avem voie. Și asta este interesant, că se repară regulamentul de la an la an. Nu avem voie să aruncăm lichide, nu avem voie să aruncăm flăcări, nu avem voie să scurcircuităm celălalt robot. Practic, cum vine cineva cu o idee și o comunică profesorul repede repară regulamentul ca să nu fie probleme. Sumo este totuși un sport pentru gentlemen. Ce abilități se testează în aceste abilități ale studenților? Că roboții înțeleg. Vă referiți la organizarea evenimentului. Exact. În primul rând, studenții trebuie să fie deschiși și să aibă abilități de comunicare, să zicem, și cel mai important să lucreze bine în echipă, pentru că într-un timp așa de îndelungat trebuie să ne înțelegem foarte bine între noi și să putem duce acest proiect la capăt. Deci asta ar fi cel mai mare skill, lucru în echipă. Și cum se poate merge mai departe? De la construcția acestor roboți, spre ce se îndreaptă atenția studenților mai departe pentru a construi aparate care nu doar se luptă? Da, în general, după construirea roboților, studenții poate că se îndreaptă spre a căuta un job și chiar și la competiția noastră ei au această ocazie, deoarece o să vină foarte multe companii, sponsore și partenere și acolo ei pot fi detectați cu ușurință, pot interacționa cu companiile și pot să vadă cu ce se ocupă acestea. Anul acesta avem a 7-a ediție. Se întâmplă în 6 mai, să ne spuneți puțin despre desfășurare și unde vă poate vedea publicul doritor. O să fie mâine, deci sâmbătă la ora 10, la Facultatea de Inginerie Electrică, în sala P03. Public? Sperăm că o să avem cât mai mult. În altă ediție am avut peste 300 de spectatori și vă așteptăm cu drag. Am participat și eu și era într-adevăr înghesuială. Și concurenți? Cum stăm în acest an? Avem peste 30 de echipe înscrise. Deci cam stăm cel mai bine față de ultimii ani. Ar fi o ediție care se ridică. Și cum se desfășoară concursul? Sunt calificări? Se intră direct în luptă? Da, desigur. O să fie la început o urnă, să zicem așa, unde o să fie aleși roboții care o să se lupte și o să fie de tip turneu, să zicem așa. Deci câte doi până când o să ajungă la vârf. Și concurenții de unde vin? Avem concurenți atât din Cluj cât și din alte orașe din România, dar avem doi roboți din Polonia și trei din Turcia anul acesta. În imagine am văzut mai mulți băieți, nu sunt și fete care fac roboți? Cum se avem în echipă și noi prietena mea, după aceea era chiar robotul de care ați spus, Pufășinea, era o echipă care a formată doar din fete și a reușit chiar să ajungă pe podium.
Oh, extraordinar. Deci nu există niciun fel de discriminare, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Nici între roboți să nu fie discriminare. Este o tradiție deja la universitatea dumneavoastră în a construi asemenea roboți. Cum a început ea și încotro se îndreaptă? După cum am precizat, a pornit în anul 2011. Dar a început construcția mult mai devreme. Da, da, asta sigur. Din dorința studenților de a face ceva mai mult, de a se dezvolta pe această parte și de a avea cumva experiență în fața companiilor în momentul când se angajează, probabil de aici a pornit conceptul. Și sperăm că o să ajungă o competiție cât mai mare, la nivel cât mai larg, internațional, așa cum ne-am obișnuit deja. Am văzut că a fost început în Japonia prin anii 80. Da. Se poate merge și mai departe la concursuri internaționale cu ce faceți dumneavoastră? Da. În general, concursurile nu sunt legate între ele. Putem să participăm la Cluj fără să fi mers altundeva, putem să participăm la București sau în Spania sau în Polonia fără să fi mers altundeva, dar este o competiție la care avem nevoie de invitație. Este competiția din Japonia, iar anul acesta vom avea invitații și la Cluj pentru acest concurs. Nu, extraordinar. Și în Europa cum se întâmplă aceste lucruri? Ce concurență avem? Păi, cum zicea și colega mea, vin niște roboți din Polonia și niște roboți din Turcia. Momentan, aceștia sunt cei mai buni și la nivel european și aproape la nivel mondial. Turcii luând anul trecut tot podiumul în Japonia, iar acum 2 ani luând locul 1, iar locul 2, 3, 4 fiind luate de bucureșteni. Regulamentul este la fel și acolo? Da. Roboții sunt puși în cadrane opuse a ringului, atingând marginea albă, iar după aceea sunt lăsați liberi. Am văzut la alte competiții și roboți care feliau cartofi, făceau curățenie, erau ecologiști. La ce alte probleme pot să dea soluții roboții și cum vedeți dumneavoastră pe mai departe evoluția în acest domeniu? Păi, în primul rând, pare, să zic așa, un nivel foarte bun de a intra, zic așa, în robotică. Facem ceva distractiv, ceva ce vedem cu rezultat imediat. Dar după aceea ne dăm seama că am învățat și cum să creăm unii roboți care, cum ziceați, să curețe, să ajute oamenii. Este pur și simplu un mod de a ne introduce în robotică, care este și foarte distractiv de văzut. Și dumneavoastră, la ce vă gândiți să continuați? Eu mai departe voi continua cu munca mai mult pe software, dar clar va rămâne un hobby de-a meu și voi continua și după ce termin facultatea să construiesc roboți. Cum vedeți dezvoltarea acestui concurs? Se poate extinde și la nivel național sau poate chiar internațional, pentru că public este. Da, așa este. Este o competiție care atrage foarte mult publicul și de aceea ne bazăm și chiar sperăm că o să se extinde cât mai mult. După cum am spus, avem deja echipe internaționale și am început promovarea și în afara țării noastre, deci deja am trimis mail-uri, am făcut tot ce se putea către alte grupuri din Europa. Și așteptăm. Momentan trăim cu speranța, dar sunt sigură că în anii viitori o să ia cu totul altă amploare această competiție. Pare o joacă și e interesant ca concurs, dar este și o multă muncă în spate. Da, într-adevăr, munca din spate poate că nu este vizibilă pentru majoritatea persoanelor, dar orice lucru mic trebuie bine pus la punct, pentru că altfel nu o să iasă așa cum ne așteptăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, de-abia aștept să văd bătălia de sumo. Mergem mai departe și povestim despre Jazz in the Park. Îi spun bun venit Corinei Brândușan, PR Jazz in the Park. Am văzut deja câteva imagini despre ce ne așteaptă anul acesta, cum ați pregătit evenimentul, a crescut frumos, de când, știu de când eram mic. S
s-a făcut mare și e așteptat de clujeni cu multă atenție. Bună dimineața! Da, suntem la 5-a ediție, pregătim a 5-a ediție, în 26 iunie, 2 iulie. O să invităm și pe clujeni, și pe cei din alte orașe să vină să descopere festivalul, să descopere Clujul, să descopere muzica. Suntem în plin proces de anunțare de trupe, de artiști, de activități. Până acum am anunțat concertele pe bilete pe care le avem în cadrul evenimentului. Dezvoltăm anul acesta o puternică componentă pe bază de bilete. Vom avea 3 concerte mari pe care noi le așteptăm de mult timp și mulți dintre iubitorii genului le așteaptă. Sunt concerte cu unele dintre cele mai importante nume ale jazzului contemporan. Vorbim despre Dafer Youssef, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra și de Susana Baca. Sunt 3 stiluri diferite, moduri diferite de a aborda jazzul, dar foarte, foarte interesante și merg spre alte stiluri muzicale, pentru că asta e acum tendința în jazz, să combin jazzul cu multe alte stiluri de muzică. Ce alți invitați avem anul acesta? Și înțeleg că nu vom sta doar în parc. Așa este, anul ăsta nu vom sta doar în parc, de fapt nici anul trecut n-am stat doar în parc. Acum dezvoltăm mai multe componente ale evenimentului. Vom avea o zi de deschidere cu primul concert. E vorba de Barcelona Balkan Gypsy Orchestra, care va fi la Opera Maghiară. Asta va fi prima zi de festival, luni, pentru că luni începe festivalul, cu prima zi a săptămânii. Mai apoi, marți, miercuri și joi va fi concursul internațional Jazz in the Park. Apropo, pentru cei care ne ascultă și sunt artiști și interpretează jazz, e bine de știut că mai sunt doar câteva zile de înscriere în cazul în care vreți să vă înscrieți la acest concurs. E vorba de un concurs internațional la care așteptăm trupe din țară și din străinătate, trupe care interpretează și jazz, dar și alte stiluri muzicale, concursul fiind de jazz. Avem și un juriu specializat în acest sens, îi așteptăm pe cei interesați atât să se promoveze, cât și să câștige premiile puse în joc, deloc de neglijat, până la 5.000 de euro în total și oportunitatea de a deschide festivalul anul viitor pe scena mare din Parcul Central. Așadar, marți, miercuri și joi sunt zilele în care o să vă așteptăm pe malul Someșului, în locul deja bine cunoscut de cei care au mai fost la festival, acolo pe plaja din Grigorescu, aproape de voi aici de TVR. Îi așteptăm pentru a ne bucura de locul respectiv, de trupele pe care le vom avea, de muzică și de activități. Iar vineri, sâmbătă și duminică sunt zilele în care vom fi în Parcul Central cu multe trupe. În total, la festival vom avea peste 100 de artiști veniți din 15 țări și de pe 3 continente. Deja am anunțat destul de mulți artiști veniți de peste tot din lume și din America Latină, dacă ne gândim la Susana Baca și din Europa, dar și din alte părți ale lumii. Și important de spus că Jazz in the Park anul acesta dezvoltă și o componentă în stradă, și anume conceptul pe care noi l-am început anul trecut, Jazz in the Street, va avea loc în cadrul festivalului. Practic 6 zile din 7 ne vom întâlni și pe străzile din oraș, cu performanțuri stradale, cu artiști, cu muzică, dans, teatru, improvizație și multe alte lucruri, tocmai pentru a ne introduce și mai bine în starea de festival, în starea de petrecere și de All City Festival pe care noi vrem să-l creăm la Cluj. Te întrerup un pic, pentru că pe străzile din oraș se întâmplă deja începând de ieri Transilvania Rally și îl avem alături de noi prin telefon pe Marco Tempestini, organizator al acestui raliu. Marco, ne auzi? Da, bună ziua, bună ziua tuturor. Ați început deja seară, văd că vremea este perfectă pentru raliu. Cum au mers lucrurile? Da, ieri era clar, am avut noroc, a plouat, când deja prezentarea era spre sfârșit. A fost foarte multă lume, ținând cont și că era meciul de basket la Damiana, a fost mii de persoane la noi, tot a decurs perfect. Acum eu sunt la începutul check-down la Torres, s-a oprit, dimineața plăia mărunt, acum s-a oprit, se vede și un pic de soare, adică condițiile sunt, nu zicem perfecte, dar sunt decente, să fie tot ok, mașinile deja de aproape 40 de minute a început să meargă pe trofeu și putem să zicem că a început Transilvania Rally. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi, panala 2 pe Prova Flores va fi shakedown și tot pilot va seta mașina și va pregăti mașina pentru raliu propriu zis, că va începe la
16. De la 16 începe raliu. Va fi o dură pe probe de munte, adică Tarnița. Dacă nu greșesc, este undeva la 5 prima mașina pe Tarnița. De la Tarnița, Beniș, Balcest, de alu sus Panos de Al și jos până la Răcățele, la Răcățele, după care de la Manastirena jos până la Dingău. Acestea sunt cele trei probe de munte. Mașinile revin în oraș. Este o regrupare în care tot la sala polivalente, în care fanii pot să fie lângă pilot, o regrupare de aproape o oră, între ore 7, 7 jumate și 8 jumate, și la 9 jumate va fi proba de noapte pe proba Flores, aproape, adică lângă voi, pe drumul care susese la cartiere Tana. Noi vedem imagini de la prezentarea de aseară, aveți foarte mulți piloți internaționali, ați invitat lume bună. Da, faptul că Raliul Transilvaniei face parte din Terry European Rally și este prima etapă, ne-a asigurat o participare internațională, ați putea să zicem, fara precedenți în România. Singur raliu care a avut o participare asemănătoare ca calitate și ca număr a fost ultimul an de la Sibiu, când era în European. Suntem foarte mulțumit, sunt piloti rapidi, mașini foarte frumoase, mașini de uzina, este Toyota de uzina, este Hyundai de uzina. Adică un spectacol adevărat pentru toată lumea și pentru pasionații de motosport în particular. Știu că o componentă foarte importantă este siguranța. Ce trebuie să știe publicul care vine să vadă concursul? Da, e foarte important. Publicul trebuie să se dea seama că motosport poate să fie periculos. Adică limita între un viraj perfect și un viraj greșit la pilot e foarte, foarte mică. Și pilotul trebuie să poată să greșească, adică să iese în decor, fără să se gândească că această greșeală ar putea să aibă urmări pe publicul. Asta cum poate să se întâmple? Foarte simplu, dacă publicul este disciplinat și ascultă ce zic oamenii de ordine și se uită la ce scrie pe traseu. Toate zonele interzise la public sunt foarte bine semnalate, este panda, sunt panouri în care scrie că acolo nu trebuie să stea publicul. Dacă publicul respectă aceste regulă foarte simple, se reduce foarte mult posibilitatea să se întâmple ceva. Din păcate, de foarte multe ori, și asta nu doar în România, publicul este pasionat, adrenalina este tare, mașinile, miros, zgomot, și toată lumea vrea să facă poze cât mai aproape de drum, cât mai aproape de mașina. Asta clar trebuie să nu se întâmple. Noi avem un dispozitiv împreună cu jandarmeria, poliția și faza privată foarte importantă, dar avem nevoie absolut și de colaborarea lor. Știu că adrenalina naște și foame și ați organizat și un concurs culinar care are și un scop caritabil. Da, a fost interesant. Ieri seara, 5 echipe s-au întrecut, a fost supervizionat de Adrian, șeful Luzan, și tot a fost foarte, foarte frumos și ne-am bucurat de acest moment. Marco, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Pe clujeni îi invit la Transilvania Rally pentru că vor avea ce să vadă. Noi mergem mai departe și ne întoarcem pe străzile Clujului, nu cu mașini, ci cu jazz de data aceasta. Da, spuneam că îi așteptăm pe participanții la festival și în stradă. Vom avea multe performance-uri stradale cu artiști mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. Iar unul dintre cei cunoscuți e Dario Rossi, cei pasionați de street art și de ceea ce se întâmplă în stradă îl cunosc. E unul dintre cei mai cunoscuți performeri stradali din lume. El adună sute de oameni la reprezentațiile lui, milioane de persoane îl urmăresc pe YouTube. Căutați-l și voi dacă încă nu ați avut ocazia să vedeți cum face el muzică, produce muzică din produse pe care le reciclează de la Tom Berone. Găsește țevi, tigăi, tot felul de farfurii pe care le folosește ca instrumente muzicale, din care chiar iese muzică și muzică bună. O să-l auzim și noi pe Dario Rossi în stradă și mai mult decât atât o să vedem show-ul pe care el face, că nu e doar un
show acustic, muzical, ci e și unul vizual pe care, de care o să avem parte. Mai apoi, revenind la partea de muzică și de ceea ce se va întâmpla în Parcul Central, în cele 3 zile de weekend, vineri, sâmbătă și duminică, din 29, din 30 până în 2 iulie, vorbim despre artiști care vin din toată lumea și aș menționa câțiva dintre ei pe care i-am anunțat recent. Jojo Mayer, celebrul baterist, unul dintre cei mai buni bateriști ai tuturor timpurilor, vine la Jazz in the Park împreună cu trupa lui Nerve. Ei vor interpreta pe o scenă nouă pe care noi o vom gândi anul acesta. Vom avea o scenă electro, jazz electro, tocmai pentru că orașul e cunoscut pentru muzica electronică pe care o are, oamenii sunt pasionați, iar jazzul se combină foarte bine cu muzica electronică, așadar vom avea o scenă dedicată acestui stil, electro-jazz, unde vor performa atât Jojo Mayer și trupa lui Nerve, cât și Scalpel, trupa din Polonia care mixează muzica anilor 60-70, muzică jazz anilor 60-70 din Polonia, cu hip-hop și cu ritmuri foarte actuale. Mai apoi îi vom avea alături de noi pe cei de la Brum, pe Alex Calancia Band. Vom avea la Jazz in the Park și de data asta un concert la miezul nopții, un recital de pian pe care îl vom putea asculta. Pianistul român stabilit în Germania, Bogdan Vaida, va veni și va ține acest concert. Anul trecut a fost un succes, am avut peste 1000 de oameni care au stat în parc la miezul nopții și l-au ascultat pe Bogdan Vaida. Anul ăsta vrem să, măcar să dublăm numărul acesta, tocmai pentru că e o senzație foarte plăcută să stai în parc la miez de noapte și să asculti muzică clasică într-un spațiu unde în mod normal nu se întâmplă asta. E bine, noi oricum deja am început să obișnuim clujenii și locuitorii, dar și turiștii care vin la eveniment cu astfel de lucruri și am văzut feedback foarte bun după ediția de anul trecut, așa că pe partea asta vom crește. Mai apoi îi vom avea și pe cei de la Sample Orchestra, care vor veni la Jazz in the Park, tot pe scena electro-jazz. Ei combină teatrul cu muzica, va fi un spectacol foarte interesant pe care îl abia l-așteptăm. Sunt mulți artiști, ziceam că sunt peste 100 de artiști în total pe care îi așteptăm la festival. Așteptăm oameni atât din Cluj cât și din afara lui, tocmai pentru că evenimentul crește, adună oameni și trupele sunt foarte bune, atmosfera va fi una extraordinară. Concertele pe bilete sunt iarăși o atracție pentru foarte multă lume, pentru că aducem niște nume care sunt extrem de dorite și de în vogă în lumea jazzului mondial. Publicul crește împreună cu festivalul și văd că îi oferiți link-uri de la jazz către alte muzici, către alte performance-uri, să nu fie doar jazz simplu. Cui vă adresați? Cine vine la concertele de la Jazz in the Park? Noi ne adresăm celor care, noi în primul rând ne dorim să facem dezvoltare de audiență. Ne dorim ca muzica jazz, muzica de calitate, să fie cât mai promovată. Și noi suntem unul dintre acești promotori, tocmai pentru că noi ascultăm astfel de muzică, vedem că destul de rar asculți astfel de trupe, adică există un public restrâns, extrem de pasionat, care îi cunoaște, dar există un alt public care nu are cum să ajungă la astfel de trupe, pentru că ele nu sunt promovate. Nu sunt promovate la radio, nu sunt promovate la TV sau sunt foarte puțin și pe radiouri de nișă promovate. Și sună foarte bine și nu avem cum să iubim dacă nu ajungem să-i ascultăm. Noi asta vrem să facem prin concertele în aer liber, cu acces gratuit. Vrem să le oferim celor din public ocazia să descopere muzică, să vadă ce le place, iar mai apoi, atunci când deja le place și în cazul în care le place, îi așteptăm și în sălile de spectacole, îi așteptăm și în alte locuri unde vii cumva pregătit, educat pentru un anumit tip de muzică. Adică cumva sunt două publicuri diferite. Avem publicul care vine în parc la evenimentele free și unde vine pentru atmosferă și pentru muzică, pentru a descoperi și a se conecta cu prietenii, și mai avem zona de concerte pe bilete, unde vin oameni care deja știu la ce să se aștepte, sunt fani ale acelor trupe sau fani ai genului, sunt deja rodați într-ale jazzului, știu la ce să se aștepte și acolo vin pentru că fie au descoperit la noi, fie
fie au descoperit în altă parte, fie deja au anumită cultură muzicală și își doresc să aprofundeze mai mult. Noi de asta și vrem să facem și să dezvoltăm cât mai mult secțiunea de pe bilete, tocmai pentru că anumiți artiști nu pot fi aduși în parc. Au nevoie de o anumită atmosferă, de un anumit cadru, de o anumită acustică și atunci alegem să-i aducem în locuri închise, în spații de concerte tradiționale, clasice, tocmai pentru că acolo îi poți descoperi mai bine. Dar scopul nostru este să dezvoltăm piața de jazz, să ajungă la cât mai multă lume acest stil, pentru că dacă acum câțiva ani ascultat jazz era cumva elitist, ascultau jazz în general persoanele care aveau anumită cultură muzicală sau care știau muzică, acum ajunge să fie un gen pe care oricine îl poate descoperi și asta vrem, să îi ajutăm pe oameni să-l descopere, iar dacă le place, să vină mai apoi și la alte evenimente, și la alte concerte, și ale noastre, și ale altora, și să descopere stilul acesta. Practic ne adresăm celor care vor să descopere, vor să experimenteze, vor să asculte stiluri noi și celor care sunt deja pasionați și știu la ce să se aștepte, cunosc acești artiști și abia așteaptă să-i se asculte. Cred că avem public pregătit pentru asta. Vreau să te întreb cum e reprezentată România, atât pe scenele mari, cât și în concursul de tinere talente. Concursul se adresează atât trupelor din România cât și celor din străinătate. Vom avea cu siguranță multe trupe și din România, deja sunt înscrise câteva trupe din țara noastră și câteva din afară. Și anul trecut am avut atât trupe de la noi din țară cât și din alte părți. Câștigătorii au fost chiar din România, din Iași. Știu că TV Cluj a transmis live. Exact, TV Cluj a transmis concursul internațional Jazz in the Park anul trecut și a fost o atmosferă foarte bună acolo și pe scenele din parc și pe scenele de la pe scena de la Malul Someșului. De pe Malul Someșului vom avea atât trupe din România cât și din străinătate. Noi încercăm să aducem o combinație între cele două, tocmai pentru că scopul nostru este să promovăm muzica jazz, evident și tinerii și trupele care deja sunt consacrate din România, dar și cele din afară. Și întotdeauna încercăm o combinație cât mai bună de străini și români, tocmai pentru că dacă ne gândim la concurs, scopul concursului este să promoveze trupele care își doresc să activeze pe această piață. Nu sunt multe concursuri de jazz în România. E o zonă unde e destul de greu să ajungi cunoscut, faimos și să câștigi în așa fel încât să te poți întreține. Și scopul nostru e atât să-i ajutăm să își creeze o audiență și să cânte pe o scenă mare, unde vor fi mii de oameni să-i asculte, dar și să-i promovăm mai apoi, pentru că noi nu-i chemăm doar la festival, îi lăsăm să cânte, le dăm premiul și îi trimitem acasă. Nu. Îi ajutăm și mai apoi să prindă noi concerte. Îi promovăm în breaslă organizatorilor de evenimente, pentru că ținem legătura cu aproape toate evenimentele mari din România și din străinătate și îi promovăm mai apoi, atunci când ni se cere sau atunci când putem, vom face și o broșură cu ei astfel încât să fie găsiți, pentru că sunt anumite evenimente care își caută oameni care să cânte jazz și cunosc 2-3 și sunt chemați ei, în schimb ceilalți care pot să performeze și pot să cânte, nu sunt atât de cunoscuți, pentru că e o zonă destul de închisă încă în România și tocmai asta vrem să facem, să-i și promovăm mai apoi, în așa fel încât ei să reușească să crească și de ce nu mai apoi să vină chiar pe scena noastră și să cânte, poate chiar la închiderea unui spectacol sau la deschiderea festivalului din parc. De fapt, unul dintre cele mai râvnite premii e premiul întâi, atât pentru partea financiară, cât și pentru partea de deschidere a festivalului, pentru că trupa care câștigă concursul internațional Jazz in the Park cântă anul viitor în deschidere în parc. Așadar, Cali Quartet, cei care au câștigat anul trecut concursul internațional Jazz in the Park, deschid în ziua de vineri parcul central și evenimentul de acolo. Un moment destul de important la care oamenii vin, se bucură și e oportunitate în plus de promovare pentru ei. Foarte frumos acest demers. Vreau să te întreb care sunt provocările în a promova jazz-ul și cred că cel mai simplu ar fi pe final de emisiune să ne spui cum ai întâlnit tu și de ce iubești jazz-ul. Provocările sunt mai degrabă
nu pot să spun că nu sunt provocări, evident sunt provocări, e un stil muzical pe care încă ne luptăm, dacă pot să spun așa, să-l creștem, adică ne propunem foarte mult să-l aducem la un nivel cât mai ridicat, oamenii să-l cunoască, să ajungă să-l iubească și să participe la astfel de evenimente. N-aș putea spune că e greu, dar nu e nici chiar floare la ureche, pentru că într-adevăr necesită o anumită stare. Trebuie să fii în această stare de descoperire, de a-ți dori mai mult, de a vrea să asculți și altceva decât ceea ce asculți peste tot. Dar descoperim în Cluj un public foarte, foarte deschis și tot mai mulți oameni vin din alte orașe, special pentru a descoperi atmosfera de festival, trupele care vin, muzica jazz. Cumva e o combinație între toate. Și când am început festivalul, acum 5 ani, ne-am gândit cum să îi atragem pe oameni spre acest stil muzical, pentru că existau și atunci anumite concerte de jazz în România, în străinătate, dar exista o stare de jenă, sau poate nu neapărat jenă, dar oricum exista o stare de care te ținea departe. Nu cunoșteai, nu știai, apoi nu mă duc, Ne apropiem de finalul emisiunii și nu mi-a spus de ce iubești tu jazzul. În câteva cuvinte, te rog. Eu iubesc jazzul pentru că se leagă de trei lucruri care sunt foarte importante pentru mine. Creativitate, libertate și improvizație. Și jazzul vine și le combină pe toate, îți dă voie să improvizezi, îți dă voie să fii liber, să combini lucrurile și să faci lucruri care îți plac și care simt că îi bucură pe alții. Mulțumesc foarte mult! A fost o pledoarie extraordinară pentru jazz. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Toate cele bune!